Salut și bine ați venit la un nou episod de Satisfactory pe Arena Games. Sunt Aleș și în care o să continuăm să ne jucăm ceva la asta fabricuță. Am pus, de când am mai jucat, am pus aici două turnătorii. Da? Două turnătorii care mănâncă foarte mult cărbune. Minereu de fier e mai ușor de produs, de adus, dar în schimb cărbunele, vedeți că acolo pe două benzi, se consumă foarte, foarte mult. Vreau să vă arăt un pic că am făcut și ceva modificări la minere. Deci am făcut ceva cu benzi mult mai multe ca să duc cât mai mult minereu, pentru că vă spuneam eu, producem mult cum îi spune, multe lingouri de oțel și consumăm foarte multe, cum îi spune, foarte multe minereuri. Da? Deci din mine-ul ăsta care este MK2, da, este ceva adaptat, ceva îmbunătățit, pardon, adaptat. Plec cu un splitter, unul plec la aici și unul plec la celelalte și acolo mai am deja două benzi. Inițial am pus trei benzi de aici, de splitterul ăsta, dar nu prea face față. Și am ales metoda asta. Da? Deci acum producem foarte mult minereu, îl băgăm în fabrică, aducem și cărbune în fabrică. Și astăzi o să vă arăt două chestii foarte, foarte tari. Legat de cărbune, știți și voi dacă ați văzut seria mea că zona de cărbune este undeva în partea aia și foarte departe și eu trebuia să mă duc de fiecare dată până acolo să aduc cu tractorașul, cum îi spune, cărbune. Și atunci am făcut o chestie, o să vă arăt imediat pentru voi să vă arăt o treabă, dar înainte de asta vreau să mă arăt încă ceva. Ce am făcut în afara filmării. Da? Deci am aici tractorașul. Am un tractoraș aici. Da? Și mai am unul acolo. Bang, i-a făcut și garaj frumos. Deci am un garaj cu trei locuri, deocamdată doar două tractorașe. Da? Frumos, un garaj așa, de cât de cât. Bun. Înainte să vă arăt treaba cu tractorașul, vreau să vă arăt altceva până una alta ca să... Că durează puțin timp și sper eu ca în timpul filmării să vă arăt ceva. Pentru asta am nevoie de curent. O să aduc eu puțin curent de aici. O să vă spun și de ce. Leg de un stâlp. Îmi trebuie doar să o leg ceva provizoriu și după aceea îl desfac. Nu e problemă. Până aici e bine. Da? Aici în vale este ceva șmecher. O să vă arăt eu imediat. Hopa, hopa, unde e? E prea departe. Hai să lăsăm aici. Da? Ia uitați aici. Deci aici au naufragiat un hub de ăsta ca al meu. Da? Și avem ceva obiecte de care adunăm. Un fel de subnautica. Adunăm obiecte de pe aici pe jos. Da? Ce putem și noi una alta. Iar aici undeva. Unde... Trebuie să luăm și motorul ăsta care ne trebuie. Bine, acum. Aici pe undeva de pune să putem să-l deschidem, dar nu mai știu pe unde. Dar avem nevoie de curent, de-aia și tras curentul până aici. Hai să dăm puțin mai aproape, nu știu, undeva pe aici. Ia să văd. Uite aici, da? Dar avem nevoie de curent. Și atunci, tragem un cablu de aici, până aici. Da? Alimentăm. S-a alimentat? Da, s-a alimentat. Asta putem să luăm, nu putem să luăm. Am dat frumos aici și rotim de manetă. Hai mă. Bang. Se deschide. Tada! Și înăuntru avem un hard drive. Un hard disk. Da? Pe care este inscripționat niște, cum îi spune, niște informații. Imediat o să le deblocăm, vă arăt eu cum. Și ne dă câte una alta. Facem și research. Deci cam atât. Asta scoatem curentul pentru că nu mai ne trebuie. Și mergem, pune și punem hard drive-ul la decriptat și noi între timp facem altă chestie, altă jucărie. Deși cam stau cam înoptat. Da? Mai avem ceva de făcut, o să facem și un upgrade, de fapt. Mai trebuie încă 4 bucăți de astea, de frame-uri. Și deblocăm, cum îi spune, deblocăm alte upgrade-uri. Suntem la, uite aici, suntem la, da, la tier 4, deblocăm tier 5, tier 6. Sau, nu, deblocăm, nu, deblocăm 4 și 5.
sau stai, mă corc, nu, 4 dezblocat, 5 și 6, e bine. Iar zilele astea am văzut că și-a făcut un update jocul și scrie acolo că curând o să urmeze și alte upgrade-uri. Adică o să mai deblocăm și alte tire-uri. Jocul este în early access, deci jocul mai vine cu îmbunătățiri și cu alte povești și alte chestii. O întrebare mea, unde, uite-mă aici. Luăm frumos unde ăsta. Bank. Facem și upgrade-ul și facem și, dăm să punem și la research și hard-ul. Da? Hai să punem întâi hard-ul pentru că hard durează, am văzut eu undeva 90 minute. Da? Punem aici frumos, în, zic în ceaunul ăsta. Dăm aici și băgăm hard-ul și dăm bank. El acum este decriptat, deci durează, că durează, unde scrie, 9 minute, 10 minute durează. Deci toată treaba asta, când ne jucăm noi pe aici pe hartă, el își face decriptarea. Și ne deblochează ceva pe acolo, ceva, o rețetă, ceva de genul. Bun, hai să dăm și upgrade la tire aici. Băgăm asta frumos. Am dat aici odată. Bank, să pregătește coletul. Și mai dăm odată sand. Da? Ia. Poc, pleacă. Ia uite cum se aprinde. Pleacă liftul. Bang, am trimis. Da? Bun. Deci, și acum dacă intrăm aici, spune că nu mai este, nu mai este val, nu mai este disponibil, da? Deci am făcut, să zic, cam maximul ce era până acum deblocat în jocul respectiv. Iar dacă mergem aici la hub-ul nostru, la research, la upgrade-uri, da, ni s-a blocat, ni s-a deblocat tier 5 și tier 6, da? La tier 5 avem toată partea de cu petrol. Deci este o nouă resursă, avem petrolul și de acolo facem cu resursă, facem plastic, combustibil, multe chestii, circuite. Aici putem să facem un truck mai mare, computere și mi se pare că acest utilaj ne putem face cu el, cum îi spune, heavy frame-ul, ceva de genul ăsta am văzut acolo. Iar la tier 6 avem un generator de asta, MK4 la benzi, adică benzile sunt mult mai rapide, ne mai mărește nou inventarul, un jetpack și mască de gaze cu filtru. Masca de gaze sunt pe aici zone care sunt, cum îi spune, care sunt niște, se face ce vietăți, nu știu că pe aici pot să vă arăt eu una, era pe aici undeva, una pe dreapta, care emit niște gaze și te cam omoară. Și atunci cu masca respectivă scăpăm de problemă. Bun, deci vă spuneam eu la începutul episodului că ne consumăm foarte mult cărbune și noi trebuie să mergem de fiecare dată să umplem cu camionul, să umplem cărbune, să ducem aici. Jocul ne dă o chestie foarte interesantă, ne putem totul automatiza, da? Deci asta este deja full. Să facem tractorașului, să facem un traseu și să-i dăm pe autopilot și care să face singur transportul fără să mai depinde de noi. Dăm frumos un C aici, mergem pe Start Recorder și în timpul ăsta noi vom, da? Avem în spate niște săgețele. Noi acum înregistrăm traseul lui. Ia, ușor, să nu... Ideea este că să facem traseul drept ca să nu avem noi după aceea probleme, să, dacă să nu se lovește de o piatră sau ceva de genul, el se oprește. Și atunci, ca să nu avem probleme cu el, încercăm să facem un traseu cât mai corect, cât mai drept, fără obstacole, ca să nu avem probleme să rămână ăsta blocat pe aici, cât noi suntem la altă treabă. Da? Noi acum mergem frumos la, la fermă, la acolo, la fermă, la fermă. Mergem la mina de cărbuni. Și unde este centrala, cum îi spune, centrala de curent, tot pe cărbune, ușor așa să nu, să nu îl aruncăm prin, prin văile astea. Și el aici merge la, opa, ușor, exact ce nu vrea să fac. Exact ce nu vrea să fac, pentru că el va, asta face și el. Dar poate, uite, își revine singur, ia să vedem, lăsăm așa, vedem dacă se întoarce. Da? Și venim aici, frumos, pac, da, și aici am făcut cea modificare, am adus altfel benzile, el încarcă, ce trebuie știut, la, hai să mă dau jos că nu e problemă, că oricum circuitul încă s-a, nu s-a închis, ce trebuie făcut, vedeți voi aici că am deja pe banda asta vine cărbune și se alimentează storage-ul, din storage se încarcă automat tractorașul, iar aici, iar dacă dăm click, avem fuel.
Da? Am pus și o bandă pentru fuel pentru că se încarcă acest rezervor de combustibil și din combustibilul ăsta tractorașul să-și încarcă el. În momentul în care el vine aici în zona asta, da? Când vine în zona asta, el se va și încărca cu combustibil. Dacă nu punem aici, înăuntru asta, să punem cărbune, el la un moment dat va merge până își consumă combustibilul din tractoraș. Și după aceea se oprește. Am pățit o treabă asta și nu știam de ce. Da, deci trebuie să avem și combustibil băgat acolo la fuel, ca în momentul în care el vine și încarcă să și facă și plinul la combustibilul lui. Da? Iar aici am făcut ceva de genul ăsta așa. Da? Am pus un splitter care duce două benzi către truck station și o bandă care duce către cele două, mai acolo un splitter, către cele două grupuri de câte trei de centrale, de generatoare pe cărbune. Da? Deci cam așa ceva. Deci două benzi intră aici. Da? Una alimentează, v-am spus, storage-ul, alta alimentează fuel-ul. Iar aici pleacă încă două benzi. Fiecare zonă, deci asta alimentează, bandă alimentează astea trei grupuri și astea încă trei grupuri aici. Da? Cam așa am făcut. Bun. Hai să întoarcem la tractorașul nostru, să facem circuitul de întoarcere și după aceea să-i dăm drumul să-și facă el treaba, da? Nu prea trebuia să vină până aici, dar el așa o să facă ce am făcut noi. Nu am făcut cel mai frumos circuit, dar el își va să zic sigur, nu e problemă, da? Hai să ne uităm aici. Cred că o să dărâm eu pe ceva de design, da? Am făcut ceva un pic la design, da? Nu e problemă. Bun, și acum facem drumul de întoarcere, înregistrăm și drumul de întoarcere și dăm, vadă după aceea, ducem frumos pe aici. Hai să nu dăm pe același traseu, să nu se plictisească tractorașul. Și mergem frumos la celălalt truck station. Da, și acum el va face circuitul ăsta pentru noi și va aduce singur cărbune. Putem face treaba asta cu mai multe resurse. De exemplu, punem un miner într-un loc, legăm minerul la un truck station și el ne va căra nouă, fără benzi transportoare, ne va căra nouă unde vrem acele minereuri. Da? Deci tractorașul este foarte util la mai multe chestii. Dar doar să nu fie, cum îi spune, să nu fie obstacole să se oprească și să aibă combustibil mereu acolo la fuel. Da? Deci el acum descarcă aici. Hai să-l și oprim. I-am dat un C, i-am dat Finish Recording, mai dăm iar un C și îi punem pe... el avea deja autopilot. Hai să punem Enable. Da? Le dăm jos și l-a plecat. Da? El pleacă în momentul ăsta și își face singur traseul. Ia să vedem. Da? Bine, acolo se va lovi el, cum am lovit și eu. Dar nu e problemă, sper să nu rămână blocat. Da? A plecat și el vine și ne cară nouă aici cărbunele. Da? Frumos, elegant. Acum e deja full. Eu mai fac o chestie de genul, îi mai pun eu de aici, eu și îi pun așa manual, îi pun aici la fuel, îi pun să fie 100, maxim 100. Da? Și când vine și umple și, se umple și de aici, și ia rezervă pentru combustibil, își ia și din partea cealaltă. Și astfel merge non-stop, adică nu se oprește. Bun, hai să dăm drumul la research-uri. Vedem ce mai putem face. La petrol este foarte, foarte departe, ce am văzut și eu. Va trebui să fac eu explorări și după aceea să fac un episod, vedem cum facem. E destul de departe zona și nu știu acum. 2 secunde mă uit și la... Mă uitam puțin și la timp să nu ne întindem prea mult. Bun, deci la petrol durează puțin. Astea, computerele, pot face computere și la Tier 6 fuel generation, dacă asta merge pe tot pe astea, nu știu, hai să dăm asta vrea computere, ceea ce, deci trebuie să luăm în ordine, că nu avem ce să facem, deci Tier 5, hai să luăm pe primul cu oil, dau select, avem nevoie de cadre din astea care am produs. Apropo, puneam jocul să adunem astea resurse și eu mergeam pe aici până casă, făceam alte treburi. E super tare, jocul produce acolo și eu stau și fac alte treburi. Las jocul pornit și el își face acolo, adună materiale.
Bun, deci ne mai trebuie niște cadre, ne trebuie motoare, motoare avem o grămadă, niște wire-uri și niște cabluri. Deci avem o grămadă. Vreau să văd dacă se întoarce mașinuța. Acum trebuie să și încarci acolo. Dacă se întoarce, e bine. Dacă nu, pot să nu fi cu să rămas blocat acolo. De asta l-am făcut și pe al doilea tractor. Bine, putem să ascundem aceste săgețele. Dar îl las totuși ca să nu, eu știu, să nu blochez cu ceva. Deci acum am și al doilea tractor, îl țin pentru mine. Asta e mașina mea personală. Iar tractorașul ăla care vine și care ce am spus și care cărbune în special. Vine mă sau? Îl văd pe undeva venind. Trebuie să apară. Totuși e departe și trebuie să și încarce. Îl las totuși, hai să... Îl las totuși, hai să mă duc să aduc materiale, poate de timp apare. Încet trebuie motoare care motoare am făcut o grămadă. Frame-ul de... Opa, stai că am căzut pe bandă și m-a dus banda. Asta e Benz MK3 cu viteză foarte mare. Deci avem aici frumos în storage o grămadă de motoare. Ia uite câte am făcut. Să fie tata acolo. Ne mai trebuie cabluri și cu... Stai că am bine pe aici. Și cu wire-uri. Cabluri am o grămadă, wire-ul mai problema un pic pentru că la wire se duc în... Ah, da, avem aici. Se duc în, cum îi spune, la rotoare. Așa se mai adune pe aici, dar putem să mai așa pe bandă, ia să vedem. Lasă mai adune. Pentru că fac și... A venit mă, mașinuța? Cred că trebuie să mă duc cu cealaltă după aia. Cred că acolo s-a numărit săraca. Dar acolo am făcut eu manevrele cum să iasă. Dar acum sper să fi memorat și... O duc o tură după... Mai lăsăm totuși. Eu stau aici și fac upgrade-uri, așa că trebuie să văd cum apare. Bun. Deci. Am băgat și motoare. Ah, n-am luat, am fost până acolo și n-am luat frame-uri de alea. Cabluri. Mai trebuie, cablu nu mai am făcut destule. Și din astea, mai trebuie din astea grămadă. Am pus și din astea și mai trebuie, îmi trebuie 6 bucăți de cadre, dar nu duc eu să le iau, că abia am făcute. Totuși mașința mă îngrijorează că nu apare. Făcusem eu înainte circuitul și acum când l-a ieșit bine și la filmare l-am făcut aiurea. Cred că s-a înțepenit acolo, o să mă duc cu celălalt după el să văd dacă într-adevăr s-a întrerupt sau s-a înțepenit. Dar până una alta mă duc să iau cadre din alea. Pare că pe aici undeva erau. Op, stai că m-am țepenit pe aici. Sărim pe aici peste benzi. N-a aventat nicio treabă noi. Care ești? Aici. Asta se fac destul de greu pentru că trebuie trabla forțată. Am pus eu pe aici niște mergeruri ca să mă adunească, să aducă mai multe șuruburi. E destul de complicată treaba. Uite pe aici, de exemplu. Da, aici am pus, vine și din partea asta șuruburi și din partea asta. Se cam sumă cam multe șuruburi, dar nu avem ce să facem. A venit mașina sau n-a venit? Aaa, pe ce ai făcut? O să mă duc după ea. Cred că acolo s-a înțepenit. Bun, hai să vedem. Bang, am lansat și primul upgrade la Tier 5. Da? Și ne-a dat noi piese. Ia să vedem, deci noi clădiri. Ia să vedem la clădiri ce ne-a pus. Aici nimic, aici nimic. Cred că la producție. A, nu? A, la producție, da. Pompă de petrol și rafinerie de petrol. Deci. La vehicule deocamdată nimic. Avem aceleași chestii, pe aici aceleași chestii. Da? Bun. Deci am făcut primul upgrade, să mergem, să mă duc eu în afara filmării după petrol, să caut exact locația. Și probabil că de acolo o să ducem petrol tot cu asta, cu mașinuța. Da? Așa că pentru episodul ăsta, pentru final, hai să văd ce s-a întâmplat cu mașinuța respectivă. O luăm așa din garaj și mergem cu...
Cred că sigur s-a împotmolit. Și cred că acolo unde am lovit-o eu de... Cum îi spune? Am lovit-o de pereți. Ar fi cum acum să montez cu mașina pe drum. Mergem până acolo. Nu m-am uitat dacă are și asta combustibil, dar când ajung acolo îi fac o plină la... Bă, distanța nu e, cum îi spune, prea mare, dar în schimb, na. Uite mă că vine. Uite mă ce îmi făceam probleme. Ia asta să încarce, mă. Uite, uite viteza, nici nu pot să o prind. Ia uite ce... Deci asta acum încară mie cărbune non-stop. Deci nu mai am eu treabă cu problema asta. Deci chiar am scăpat de o grijă foarte, foarte mare. Da? Să aduc cărbune. Bă, dar nu pot să mă țin după ea, fiate. Ia uite ce viteză are. Mai mare viteză ca mine. Da? Ea ajunge aici. Stai ușor să nu deranjăm. Da? Descarcă și să și alimentează, că i-am pus eu acolo, i-am pus eu manual aici, în partea alta i-am pus o bandă. I-am pus și combustibil. Pac. A scărcat. Uite, dacă ne uităm aici, uite, deja a luat, și-a luat combustibil. Era 100, acum e 87. Da? Și-a plecat. Eu am pus mie frumos storage-ul aici și-a plecat. Și mi-i pun. Pentru asta îi fac așa, ca un fel de recompensă, mi-i bag combustibil. Să-și ia singur. Și din partea cealaltă să-și ia singurică. Bun, și acum să vedem ce s-a întâmplat cu hard disk-ul. Ce a găsit pe acolo, ce a decriptat imediat. Pac, 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 pac. Bang. A găsit 3 blueprint-uri, 3 rețete, deci de exemplu wire-ul se putea face o rețetă alternativă pentru wire. Wire se făceau din lingouri de cupru și acum putem face și din lingouri de fier. Mai puțin interesează. Lingourile de fier se puteau face doar din minereu de fier. Acum se face și, văd, și cu minereu de cupru. Și aici o rețetă alternativă pentru Heavy Modular Frame. Ia să vedem ce înseamnă asta. Deci se poate face din cadre cu tare, cu tare, cu tare. Bun, vreau să văd ce înseamnă rețeta de bază. Și vedem dacă e avantajos să alegem pasta. Trebuie să alegem mai una singură. Deci, nu, Heavy mă interesează. Heavy Modular, ăsta. Cu șuruburi, cu... Hai să o punem pasta totuși, că e mai complicat, e mai grea cu rețeta. Și dacă îi facem, da, o alegem pasta, pentru că mai puțin mă interesează wire, pentru că facem repede. Și asta la fel. Deci o alegem pasta. Trebuie să alegem din 3, trebuie să alegem doar una. Asta e dezavantajul. Am dat confirmare și... Da? Datele au fost salvate. Stai mă, gata mă. Hopa, opește-te. Da? Deci, ce am găsit pe hard am salvat și acum avem două rețete, să vedem cum se vede. Avem două rețete pentru... Avem două sau cum apare aici? Nu. Aici. Apare asta? Și a doua la altă cum apare? Nu știu. A, uite, avem aici cecuite. Să zicem ce se face. Din plastic. Plasticul, de ce se face? Din... oil crud. Din țiței. Petrolul la crud. Bun, păi cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, voi mi s-a apăsat butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare eu merg să caut petrol și facem un frumos episod acolo cu petrolul și așteptăm să mai apară alte chestii noi băgate în acest minunat joc numit Satisfactory. Până data viitoare, încă o dată, un sincer salut!